Ați vorbit despre faptul că din 97 până astăzi, în 2015, țara a evoluat enorm. Ce puteți, și viticultură. Exact, ce puteți spune despre viticultură și despre... Am mers prima oară pe front cu vinurile noastre și la Düsseldorf și la Bordeaux, la târguri. Și lumea trecea și de multe ori strâmba și nasul, îi spunea, oh, nu, vin românesc, nu. Sau eu câteodată îi opream și știind și vorbind foarte bine și germana și franceza, le spuneam, nu doriți să gustați un vin românesc? Și veneau la stand, hai să încercăm. Și erau deja destul de bucuroși de ce descopereau. De atunci, 2004, până acum, s-a schimbat mentalitatea străinului enorm față de vinul românesc. Dat fiindcă din ce în ce mai multe crame mai mici fac vinuri mai de calitate cu care se prezintă la aceste târguri și sunt de părere că și statul și tot ce este în jurul enologiei ar trebui să susțină enorm aceste firme. Nu numai bănește, fiindcă banul nu e totul, dar și cu imaginea. Fiindcă, adică cu un stand interesant în străinătate, cu o publicitate, cu o comunicare mai alertă cu publicul, aici ca dincolo, dat fiindcă așa putem avansa mult mai bine cu să ne putem face descoperiți. Și asta nu numai pentru mine, fiindcă 100.000 de sticle e mult mai ușor de vândut decât milioane. Ideea este ca în global țara să câștige din chestia asta, ca imagine. Marketingul ar fi principalul lucru care ne lipsește în domeniul viticulturii și al vinului? Nu numai, din păcate. Asta ar fi bine să fie mult mai susținut și mai cu cap. Da, pentru că aici mă gândesc că pentru mulți vinificatori români spun că avem o calitate comparabilă cu vinurile din Franța, din Italia, din Spania. Da, vă spun de ce, fiindcă există bune și proaste peste tot. Adică nu mi-e rușine cu un vin prost românesc, fiindcă știu că există și vinul prost italian sau francez sau german. Mi-e rușine în momentul în care sunt prea multe vinuri proaste care sunt propagate ca a fi bune. Dar vedeți că în timp chestia asta s-a schimbat, linia crescând a vinurilor mai bune este foarte binevenită și schimbă mult mentalitatea. Numai că vinul singur nu e totul, trebuie să știi să-l propagi și prin marketing. Păi asta vreau să vă întreb, pentru că dacă ne putem bate la calitate cu vinurile, să spunem, vechi din țări consacrate precum cele europene, vedem că în ultimul deceniu, sau în ultimele două decenii, au apărut aceste vinuri din lumea nouă, din Australia, din Chile, din Argentina, care au avut un impact foarte puternic și au venit pe o, nu știu, să spunem, politică de marketing extrem de agresivă și au cucerit o bună parte politica din piață. Politica de marketing, asta acolo ne întoarcem. Inclusiv în România, acolo ne întoarcem la politica de marketing. Și politica trebuie făcută în așa fel, cred eu, nu sunt specialistă, dar ca vinurile bune românești să fie propagate în mod cât se poate de clar și elegant, nu trebuie făcut să propagi ceva care poate știi că nu e bun, dar vrei sau ai mulți bani și o faci, fiindcă asta deja face mai curând rău decât bine. Trebuie, pentru mine, global făcut această publicitate pentru vinul românesc, pentru soiurile românești și așa mai departe, pentru a putea da posibilitatea nu numai românului, ci și străinului să cunoască regiunile viticole românești, soiurile românești, poate și cramele românești interesante.
dar în general să aibă o idee, o concepție asupra acestor vinuri și acestor regiuni, fiindcă sunt mai multe regiuni și fiecare regiune are tipicitatea ei. O politică, o politică integrată, adică și marketing, dar și pe partea de turism, pentru ca, exact ce spuneați, ca străinul să poată să vină. Și asta începe să ia puțin amploare, în schimb, este e un turism de nișă deocamdată. Fiindcă cei interesați în vinuri, care află de un vin românesc, vin. Vin la vin. Deci vin. Vin. Acum vreau să vă întreb... Vin în 2, vin în 5, vin în 8, se aranjează, dar vin. Și dacă acolo insistăm puțin mai mult, avem acest turism de nișă, de calitate, că asta ne vrem. Nu vrem autobuze de 50 de persoane care să ne dea buzna și să se îmbete. Nu. Vrem ca cei care vor să descopere să le putem oferi această posibilitate de descoperi în liniște și frumos. Și asta era ideea și a bărbatului meu când ne-am dus la Drăgășani. Ideea era ca în Via Drăgășanilor să existe mai multe crame. E bine, în acești 10-11 ani de când am început noi să propagăm vinul nostru, s-au născut alte crame. Și am făcut și o asociație. Deci, dacă cineva vrea să facă un drum al vinului la Drăgășan, este ocupat un weekend întreg, ducându-se la cutare, la cutare, la cutare. Ceea ce este cea mai bună metodă de a propaga o regiune, un vin dintr-o regiune cunoscută și așa mai departe. Dar ca să ajungă acolo, vreau să vă întreb cum stați în zonă cu infrastructura. Pentru că știm foarte mult lipsa autostrăzilor este arhi cunoscută, dar și a drumurilor naționale proaste de multe ori, unele nici prea există. Drumurile naționale s-au îmbunătățit totuși, chiar foarte mult. În schimb, autostrăzile, sunt în buzunare. Sunt dispărute, da. Sunt încă în dosare, în buzunare, nu știu unde sunt. E păcat că nu există. Însă cel care vrea să vină la noi vine și fără autostrăzi. Dar ce ar fi bine ar fi ca să existe totuși un drum al vinului care să nu fie făcut de ochii lumii, ci să fie într-un mod concis drum al vinului al fiecărui regiune în parte. Și acum revenim la marketing, fiindcă și asta e o parte a marketingului și acolo lipsește o structură. Da, să existe un traseu, pentru că eu când m-am arfi și la infrastructură și la drumuri în special, dar nu numai, țin minte că acum câțiva ani am fost în Italia, în zona aceea Bardolino, de unde este și vinul. Ei, acolo ei aveau o mini-industrie, să spunem. Exista un muzeu al vinului de Bardolino, existau crame, puteai să deguști, aveai exact ce să faci și ajungeai și destul de ușor, da. Era și foarte popularizat. Încă de pe autostrăzi vedeai fel și fel de indicatoare cu ieșiri și cât kilometri ai până la fiecare punct. Și noi am pus indicatoare și s-au furat șuruburile și am pus nu știu ce și cu asta ne cam zbatem, dar ce să facem? Muzeul vinului ar trebui să fie, dar uite că e și tot nu e și e numai pe jumătate la Drăgășan și asta ar fi foarte frumos să fie, să renască, am speranța că totuși va fi și în privința asta e treabă de făcut. Cu autoritățile locale, cu ce relații sunteți acolo pentru dezvoltarea proiectului? Care proiect? Lipsește proiectul, dar să spunem așa, această idee a dumneavoastră, da, cam lipsește. Și cu muzeul, nu. Și cu traseul. Adică le-ați făcut cunoscută dorința noastră și a celor late crame din jur? Sigur, dar și ei au dorința, numai că și ei au dorința și au refăcut o clădire pentru a face așa ceva, numai că oarecum e greoaie toată... Birocrația? Tot sistemul ca să se poată închiga o treabă, să fie cineva acolo, să poată deschide și așa mai departe. Greu. Vom vedea. Eu am speranța că va fi totuși. Într-un viitor exact, realistic? Da. Da. Bun. Și ce vreau să spun e că, dat fiindcă suntem la Agro TV, apropo agricultură, este că în fond noi, fiindcă avem vii,
Dar toți cei din jur, că dacă ar avea pădure sau pășune sau... Noi suntem administratorii pământului. Noi nu putem spune suntem proprietari și facem ce vrei, ce vrem. Trebuie să respectăm pământul, fiindcă pământul poate să trăiască foarte bine fără noi. Noi fără pământ mai greu. Așa că asta este, ar fi dorința mea ca să fie în concepția omului respectul față de acest pământ pe care îl avem la îndemână. Observați că această conștiință este mai puțin, să spunem, inoculată românului decât altor... Nu, n-are de a face cu neapărat numai cu românul, poate să fie și austriacul. În general. În general, noi oamenii trebuie să ne respectăm pământul, noi doar îl administrăm. Noi venim, ne ducem iarăși, pământul rămâne și trebuie să știm cum îl respectăm, cum îl cultivăm ca să rămână pentru generațiile următoare. Da, aici vă întrebam pentru că există mulți care spun că odată cu perioada comunistă, omul nemai fiind proprietarul pământului și neavând conștiința de sine, precum spuneați că familia soțului noastră este de 500 de ani în posesia acelor vii, sentimentul de proprietate nemai existând, s-a cam diluat și această conștiință că trebuie să ai grijă de un bun care îți asigură ție și familiei tale cu existența. Cu siguranță a făcut rău, dar în general poți să fii și proprietar de pământuri de mai mult timp. Oricine care are de a face cu agricultura, cu viticultura, cu pomicultura, egal cu ce, cu pământul în sine, e administratorul acestui pământ. Adică nu este mașină ca o mașină care o am, o fac praf sau îi pun un motor nu știu cum sau nu știu ce. Nu, nu e un obiect care se ia și pe urmă se aruncă. Pământul e altceva, este ceva care este mult mai important pentru om decât poate crede omul în sine. Și țăranul, acum că suntem România, țăranul român, în trecutul lui a avut acest respect față de pământ și noi trebuie să-l continuăm. Recâștigăm, da. Câștigăm, recâștigăm, continuăm dacă nu s-a rupt, dar trebuie continuat fiindcă este bogăția pe care o avem, poate cea mai mare. Bun, vreau să vă mai întreb, apropo de viticultură, dacă ați beneficiat sau ați accesat acele fonduri europene pentru reconversie. A existat programul până acum un an, dacă nu mă înșel, pe 2007-2013. Și pentru că vreau să mă întreb dacă v-ați lovit de birocrația despre care acum se discută foarte mult, parcă acum s-a descoperit la noi. Nu. Dar v-ați lovit de birocrație în general în România? Ați simțit-o? Cineva a spus ceva foarte drăguț. A spus că dacă vine potopul lui Noe și totul se umplă de apă, se va ști unde e România. Și am întrebat de ce. Fiindcă plutesc cele mai multe hârtii pe apă. Și asta am găsit așa de drăguț. Ce să vă spun despre birocrație? Bineînțeles că se poate simplifica. Din păcate, România este în EU și e bombardată de obligații internaționale europene și le interpretează și prost. Și atunci se așarnează pe niște chestii care nu au nimic una cu alta. Acolo trebuie simplificat, selectat și așa mai departe. Știu că adaptat... la noi, la Drăgășani, e foarte drăguț. Am 8 afișe. Asta, aia și așa mai departe. Printre care am unul pe care nu-l scot, se pare că nu mai e valabil, nu mai e necesar. Nu primim bacșiș. Și eu am scris, nu primim și nu dăm bacșiș, pagă, șperț și așa mai departe. Nu. Se poate simplifica. Trebuie să fie, să știți că trebuie să fie oameni deștepți și foarte logici, fiindcă de a complica lucrurile poate fi fiecare să o facă. De a simplifica e mult mai greu. Să o faci cu cap. Corect.
Cu cât ești, cu cât lucrurile sunt mai simple, cu atât, sau le faci, da, mai simplu, da, tu să înțelegi mecanismul, da, extrem de complicat. Dar și să-l transpui. Sunt sigură că e posibil. în ceva simplu. Bun, ultima idee pe care vreau să vă expun și vă duc atenție. A spus că România s-a schimbat foarte mult în ultima perioadă. Vedeți și o schimbare în bine a satului românesc, a zonei rurale, acolo unde dumneavoastră vă petreceți timpul foarte mult când veniți în România? În anumite sate au revenit iar tinerii, adevărat. Nu se știe exact, poate din cauza sărăciei, pe de o parte, adică au poate o asigurare mai mare stând, revenind acolo sau nu, nu se știe. Însă și aici, în domeniul acesta, se poate simplifica, dar totuși clarifica, ca oamenii de la sate care au anumite suprafețe pe care le cultivă să aibă un statut. În Austria capătă o pensie. În alte țări probabil la fel. Adică să nu fie într-o diasporă, așa, să se simtă singuri și părăsiți, fiindcă cred că asta este partea cea mai grea. Și iarăși am impresia că în unele sate populația a îmbătrânit foarte tare și nu prea există reînnoire, fiindcă cei bătrâni dispar încet, încet, unele case se dizolvă și nu văd destul viitor în chestia asta. Și aici repet, respectul față de pământ, ce e mai bun decât ceea ce face omul în sine. Eu sunt grădinăreasă acasă, în Tirol, am cartofii mei, nu o să râdeți, am fasolea mea, restul cumpăr de la vecini, fiindcă până mă întorc din România ridichele s-au întărit sau așa, dar în principiu ador să știu că am acest pământ pe care îl cultiv. Și trebuie să, în fond, dați această posibilitate cu un anumit statut acestor oameni pentru a putea evolua în acest domeniu, cred eu. Această lipsă a statutului și a unui venit sigur și consistent, decent, după ce ies la pensie, crezi că ar fi principala cauza pentru care s-a depopulat satul român și a îmbătrânit, cei tineri n-au mai rămas? E posibil, da, e posibil. Și să aibă un anumit viitor, dacă se întorc, dacă cumpără, scumulează puțin teren, poate fac legume care le pot vinde undeva, dar trebuie să știe unde le vând, trebuie să fie o mică infrastructură pentru piețe, pentru a face produse congelate și așa mai departe, care pot fi excelente și de ale locului și cinstit făcute. Să faci un produs finit, însă, cu valoare adăugată. Exact, dacă nu poți să aduci la un sistem unde îți poți preda ce ai produs, e foarte greu. De exemplu, în Tirol avem lângă noi un țăran care face bio și duce la un restaurant ce are în momentul respectiv. Săptămâna asta nu mai am ridichi și ceapă verde, în schimb am între timp salată și alte fasole și așa mai departe. Restaurantul se organizează să aibă pe meniu ce el îi livrează. Deci în fiecare a doua zi altceva sau în fiecare săptămână altceva. Și lumea acceptă cu mare bucurie spunând, vine proaspăt de acolo, nu trebuie să fie în fiecare zi același meniu și să se știe că este există, sunt proaspete, de la metro. Da, ele sunt acolo, exact. Așa că există așa o multitudine de posibilități, trebuie întrebuințate. Doamna Stenescu Crip, vă mulțumesc mult pentru discuția din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și noastră pentru atenție. Ne revedem sâmbătă viitoare de la ora 20. Rămâneți cu noi, toate cele bune, la revedere!